În Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Laura, Vicov de Sus, Protopopiatul Rădăuț, județul Suceava, a fost oficiată joi, 1 iunie 2023, slujba parastasului pentru Elena Gheorghiță, mama arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Pomenirea la 11 ani de la mutarea în Împărăția Cerurilor a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Alături de Preasfinția sa au mai slujit preoți din zona Bucovinei, precum și din județul Iași. La acest moment duhovnicesc au participat membrii ai familiei, cele mutate la Domnul, fii duhovnicești și apropiați ai părintelui stareț Nicodim. Mulți dintre cei prezenți au cunoscut-o pe vrednica adormită Elena, care în ultimii ani ai vieții s-au ostenit și a făcut ascultare la Mănăstirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Aleluia, 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 aleluia. Și de legătură pusă în orice chip asupra lor. Preasfințitul Părinte Antonie a ținut un cuvânt în care a făcut referire la importanța pomenirii celor adormiți. De aceea este foarte important să avem pomelnic cu familie. Pomelnic cu familie nu este doar o foaie sau o formă de broșuric, cărticic, eu știu cum se numește ea, unde sunt niște nume. Ea este memoria neamului. Spiții de neam. Deci este foarte important să-l păstrăm, să-l transmitem urmașilor noștri, arătând în felul acesta că noi suntem legați cu cei care au fost înaintea noastră, moșii și strămoșii noștri, și este foarte important că acest pomenic îi menține și în dreapta credință. Vă imaginați dumneavoastră dacă am avea noi acum pomenicile buneilor noștri, cine le mai păstrează? Dar ei aveau acolo niște nume, părinții noștri s-au adăugat acolo și noi luăm acest pomenic și îl transmitem urmașilor noștri. Deci acest pomenic este și o mărturie a credinței că au fost ortodoxi
și au rămas ortodoxi. Și noi rămânem să fim ortodoxi, păstrăm credința și o transmitem urmașilor noștri. Deci, pomelnicul cumva ne amintește de credința noastră și ne leagă de generațiile care au trăit înaintea noastră. Două elemente ne leagă de cei care au viețuit înainte, de strămoșii noștri. Una este dragostea, prin care noi îi pomenim, am amintit că de aceea și îi pomenim, pentru că noi îi iubim și ne amintim de ei. Și alt element care ne leagă de strămoșii noștri, bunei, străbunei, este credința. De aceea este foarte important să rămânem în credința care au mărturisit-o ei. Și pomelnicul, în acest sens, ne ajută să menținem credința lor, credința adevărată, credința care o mărturisim noi în spațiul nostru românesc. Dar rămâne să mulțumesc Părintelui pentru invitație. Sunt pentru prima dată în această biserică minunată și, așa cum am spus și la început, mergând prin sat, aceasta a fost impresia. Prin sat, Orășel, m-a corectat, nu știam că e Orășel. Prin Orășel, o localitate unde locuiesc oameni vrednici. Așa spune mama mea, așa spun și eu. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiț a mulțumit tuturor pentru că s-au rugat pentru odihna și iertarea mamei sale. Adevărat, avem cu toții șansa și binecuvântarea să-l avem pe preasfințitul nostru Antonie pentru prima dată în satul unde m-am născut, unde am crescut, unde am fost încreștinat și botezat, și sunt mândru că sunt din această zonă a Bucovinei, cum spun de altfel Dulcea Bucovină și Colț de Rai, cum spunem de fiecare dată, și sunt bucuros sufletește că am reușit să rog pe Preasfințitul să fie prezent astăzi. Mama mea a fost o bună creștină și a dorit foarte mult să fie mormântată în satul acesta și a murit pe cale, exact prin dreptul unei biserici, Sfântul Ierarh Nicolae, fiindcă eu spuneam să o îngrop acolo și atât de mult și-a dorit să vină acasă. Și așa rânduit Dumnezeu să fie mormântată în cimitirul unde și-a dorit. Și îi mulțumesc Maicii Domnului că astăzi am reușit să-L chem pe Preasfințitul să fie, să aibă această mare binecuvântare. Nu știu, cu toții ne-am dorit, cred că, să avem la mormântul părinților noștri un erar, pentru că dezlegările care se rostesc de către erar, bineînțeles că și preoții au farul de la Dumnezeu de a lega și dezlega păcatele oamenilor, dar prezența Preasfinției pentru mine este foarte importantă astăzi și nu ușoară v-a fost Preasfinția voastră cale. Știm că veniți tocmai de la Bălți și de fiecare dată ați răspuns cu multă dragoste, de fiecare dată când v-am invitat, atât la mănăstirea noastră, cât și pentru prima dată, iarăși mă reîntorc, mă bucur că sunteți în această frumoasă catedrală, putem să o numim, fiindcă este, cred că, cea mai frumoasă biserică din zona Bucovinei, datorită aceștori demni și gospodari preoți care tot timpul îi pomenesc și spun la credincioși de fiecare dată ce părinți și soli al Dumnezeu cu adevărat avem în această zonă a Bucovinei. De peste tot, de altfel, sunt părinți buni, dar să laud și eu locul de unde am plecat. Mulțumim preacucenici și părinți de protocol că v-ați făcut timp și pentru noi astăzi și, în ultimul rând, părinților, prietenii ai mei de suflet, care îi vedem astăzi prezenți aici, vă mulțumesc din suflet, și tuturor celor care sunteți prezenți, în afară de rude, vecini și prietenii ai noștri. Să vă răspătească Maicuța Domnului Osteneala și vă mulțumesc din suflet. Dumnezeu să ierte și să-i odihnească. La mormântul robilor lui Dumnezeu Elena, Gheorghe și Auriga s-a oficiat apoi un trisaghion. Alături de Sfânta Liturghie la care sunt pomeniți, cea mai frecventă slujbă care se face pentru cei adormiți este parastasul, adică un rezumat al slujbei înmormântării cu rugăciunile de dezlegare și de iertare rostite de fiecare dată.